Încă nu te-ai decis cum să fie nunta ta? Camera de Comerț și Industrie Suceava și Shopping City Suceava prin Târgul de Nunți Bucovina ediția 6 îți vin în ajutor prezentându-ți în perioada 14-17 februarie tot ce ai nevoie pentru o nuntă ca în povești. Bună ziua și bine ați venit la Shopping City Suceava. Astăzi avem onoarea de a găzdui un nou eveniment în colaborare cu Camera de Comerț și Industrie Suceava, partenerul nostru de bază la acest gen de evenimente. Avem un nou târg de nunți, un eveniment care se vede cu ochiul liber, fără să fii mare specialist, că față de anii precedenți, din punct de vedere calitativ și cantitativ, a crescut foarte mult și acest lucru, bineînțeles, în beneficiu celor care vor să treacă prin aceste momente fericite de a organiza un asemenea eveniment. Bine ați venit la cea de-a șasea ediție a Târgului de Nunți, organizat, așa cum ați înțeles, în parteneriat cu Shopping City Suceava. Vă urez din nou bine ați venit, pentru că, după cum ați remarcat, la această ediție participarea este mult mai bună și din punct de vedere calitativ și cantitativ. Și sunt convins că dumneavoastră sau prin intermediul dumneavoastră, cei care ne vor vizita nu vor pleca dezamăgiți, din contra. Vreau să remarc din start prezența peste 40 de firme la această ediție din Suceava, sigur că da, și din toate colțurile României. Este încă o inițiativă lăudată la Camera de Comerț și la Shopping City Suceava. Este un eveniment la care am ținut să particip, deoarece eu consider că are valențe nu numai economice și comerciale, ci și sociale. Chiar dacă aparent nu există nicio legătură, este demonstrat științific faptul că rata natalității este direct proporțională cu rata nupțialității, a căsătorilor și, cum se știe, atât Europa și România și Suceava se confruntă cu adevărată criza căsătorilor și a natalității. Din ceea ce se expune la acest târg, nu se face decât să se stimuleze căsătoria, evident se va stimula și natalitatea, deci cei care participă la acest târg și-au asumat și un adevărat rol social. Mă bucur să particip astăzi, într-o zi care sărbătorește dragostea, la un târg care pregătește evenimentul care încrunează, spunem, acest sentiment. Manifestarea este specializată în rochii de mireasă, costume pentru miri, aranjamente florale, focuri de artificii, decorațiuni, prăjituri, cântând de ciocolată, servicii foto și video. Totul vă stă la dispoziție pentru a avea o nuntă de vis. Se merge pe dantelă. Anul ăsta am înțeles noi că se poartă dantela și accesoriile care merg la rochia respectivă. Am mers pe un stil vintage, tea, romantic și glamour. Mai nou, anul acesta, am încercat să asortăm totul în funcție de culorile nunții. Am asortat tortul cu prăjiturile, cu mărturiile, tot este în aceeași culoare. Agenția noastră se numește Wedding Planner. Avem pachetul full service de servicii, începând de la DJ, sonorizare, aranjamente, decorațiuni, flori, fântâna de ciocolată care o avem aici. Tot ce înseamnă un decor perfect pentru o nuntă le găsiți aici la noi. Evenimentul se va desfășura în perioada 14-17 februarie la Shopping City Suceava și va putea fi vizitat zilnic între orele 9-21. Târgul de Nunți Bucovina își propune a fi un adevărat spectacol destinat celui mai important moment din viața dumneavoastră. Așadar, dacă vreți să găsiți într-o singură locație o gamă variată de servicii pentru ca nunta voastră să fie de neuitat, vizitați Târgul de Nunți Bucovina din incinta Shopping City Suceava. Chiar ne gândeam la locurile mai deosebite în Suceava și, după câte vedem, nu prea sunt. Și încercăm să găsim și un fotograf bun care să ne ducă în locuri mai deosebite ca să facem niște fotografii foarte bune. Când vă veți căsători? În 2014, pe 20 septembrie. Foarte multe surprize vă așteaptă până pe 17 februarie doar la Shopping City Suceava. Shopping City găzduiește un nou târg de nunți. Întâmplarea face că astăzi, când este și Valentine's Day,
este prima zi de deschidere a târgului și în cele trei zile de eveniment avem pregătite foarte multe surprize. Astăzi, de pildă, oficiem căsătorii de probă pentru cei care vor să se bucure de acest moment. Avem prezentări de modă, duminică vom avea, începând cu ora 17, prezentări de ținute, de rochii de mireasă, rochii de eveniment, costume de eveniment și, evident, costume pentru mir. Și vom încheia cu concertul Antonia.